Ce faci dacă te întreabă un elev ce e matematica? La ce folosește? De ce trebuie să învețe matematică? Dar de ce trebuie să învețe în general? Mai mult, ce faci când ai 30 de elevi în fața ta care își pun asemenea întrebări? Cred că un prim răspuns este ceea ce spunea Galileo Galilei, și anume că matematica este limbajul prin care Dumnezeu descrie lumea. La facultate am văzut că, de fapt, matematica este mai mult. Este un întreg șir de teorii și raționamente. Aș putea zice chiar un mod de a gândi corect. Cred că dacă un om gândește corect, dacă are raționamente bune, într-un anumit fel, el face matematică. Să luăm, de exemplu, un bucătar care își pune ingredientele într-o ordine de el știută, rezultatul este cel așteptat, sau chiar dacă nu este cel așteptat, dar știe ce a greșit, știe ce mai trebuie completat, într-un anumit fel, el a făcut matematică, pentru că a gândit corect lucrurile. Astfel, ne apropiem de o altă definiție a matematicii, care spune că matematica nu este nici mai mult, nici mai puțin decât partea exactă a gândirii noastre. Dacă la început eu îmi doream o carieră universitară sau de cercetare în domeniul matematicii, acestea s-au transformat încetul cu încetul în bucuria lucrului cu elevii. Și credeți-mă, este extraordinar să poți să faci matematică cu elevii. Dar tot de la început am avut o dilemă. Cum să împac matematica pentru BAC, care este intens algoritmizată, plină de formule, plină de ecuații, rezolvați, 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 cu viziunea mea asupra matematicii? Este o provocare imensă pentru mine, ca pe de o parte elevii să obțină rezultate foarte bune la BAC, pentru că cei mai mulți merg la universități de prestigiu din țară sau străinătate, și pe de altă parte nu este absolut deloc ok să le spui matematica este doar cea pentru BAC. Cred că principala problemă a matematicii de la noi din țară nu este neapărat programa școlară, care se spune că este încărcată, ci problema cred că este modul cum se lucrează cu elevii, modul cum li se explică anumite fenomene, modul cum îi faci pe elev să înțeleagă dincolo de ecuații. Ori, cred că acestea sunt principalele probleme ale învățământului nostru în general. Elevii trebuie să lucreze în echipă, trebuie să dezbată, să cerceteze, să învețe să-și susțină corect argumentele. Așa că, la noi în școală am început un program de schimbarea modului de a face matematică cu elevii. Acum aproape 8 ani de zile am înființat un club de matematică al școlii, se numește Club Mate Șaguna, cu scopul principal de a strânge elevii care sunt pasionați de matematică, care vor să facă mai mult decât fac la clasă, care sunt interesați de mate. Ideea principală este să-i strângem, să-i adunăm într-un loc, ca ei să-și împărtășească ideile, să descopere de la unii la alții, să vorbească pe aceeași limbă și așa mai departe. Dar ceva lipsea. Nu este suficient. S-a evit ocazia acum 7 ani de zile să fim invitați să participăm la un concurs de mate în Franța, concurs de mate pe echipe, gen dezbatere și de cercetare. Ciudat, nu? Acolo am văzut că formatul concursului este exact ceea ce ne lipsea nouă. Dezbatere, colaborare, lucru pe echipe și așa mai departe. Așa că am preluat ideile de acolo și am făcut, organizăm un concurs de mate pe echipe, gen dezbatere, care se numește Shaguna Tournament of Young Mathematicians. Să explic un pic cum se desfășoară la nivelul școlii acest concurs. La începutul anului școlar se formează echipe de câte 4-5 elevi din clase diferite și din ani diferiți. Ei sunt coordonați de către un team leader care este un elev din clasa 12 care are experiență în concursul respectiv. Lansăm un set de probleme care trebuie să aibă un înalt caracter aplicativ, să vadă în spate.
Echipele respective trebuie să redacteze problemele acestea sub forma unui articol științific cu toate cerințele academice internaționale. Noi, organizatorii, strângem rezolvările respective și le distribuim celorlalte echipe oponente. Fiecare echipă trebuie să facă mai mult, să facă o recenzie asupra articolelor respective. Și acum, etapa propriu-zisă sau dezbaterea propriu-zisă este foarte animată, este câteodată de-a dreptul spectaculoasă, așa, plină de umor, de haz, dar totodată cu finețe matematică. Vine de la o echipă un reporter, un elev care prezintă problema rezolvată. Apoi de la o altă echipă vine oponentul care începe să dezbată cu primul problemă. Apoi vine de la o altă echipă un reviewer care trebuie să facă o sinteză a discuției anterioare și în sfârșit observatorul de la altă echipă care trebuie să facă observații punctuale. În fiecare echipă, toți elevii trebuie să se ruleze prin asemenea roluri. Apoi vin întrebările din partea juriului, iar notele se acordă pe două lucruri. Odată pentru rigurozitatea materialului scris, corectitudine matematică și așa mai departe, dar se acordă note și pentru prestația orală. Modul elegant de a dezbate, modul elegant de a discuta și așa mai departe. Pentru foarte mulți dintre copii, nu este important să câștige acest concurs. Ei mi-au spus că pentru ei este o provocare în sine să participe, pentru că își dau seama că este foarte important. Și nu că mi-a fost mirarea când o elevă mi-a povestit că lasă pe un coleg de-al lor să prezinte de mai multe ori problema respectivă, tocmai ca să-și înfrângă timiditatea, chiar dacă știau că vor pierde. Dar pentru ei era mai important ca acel coleg să participe și să învețe decât să câștige puncte echipa lor. Ori chestia asta mi se pare foarte frumoasă. Succesul concursului este destul de mare, pentru că dacă acum 5 ani de zile am avut 4 echipe înscrise în concurs, anul trecut am avut 8, iar anul acesta sunt 13 echipe în concurs, aproape 10% cât este în toată Franța. Ceea ce, după părerea mea, este un lucru foarte frumos. Mai mult, noi căutăm să obișnuim pe elevi să participe la conferințe științifice. Așa că de fiecare dată când organizăm o etapă de concurs, organizăm și o conferință științifică cu invitați diversi, profesori universitari, profesori, studenți de la marile universități, specialiști din firme și așa mai departe. Important este ca ei să învețe din experiența celor care vorbesc. Bine, dar asta este doar pentru clubul de mate, doar pentru elevii care sunt pasionați de mate. Ce facem cu ceilalți? Și atunci mi-am gândit că trebuie să fructificăm două lucruri pe care le fac acum tinerii. Un lucru, că elevii învață foarte bine de la unii la alții, au același limbaj, vorbesc aceeași limbă. Al doilea lucru pe care putem să-l fructificăm este că elevii se uită mult la filme, în special la filmulețe mici de 1-2 minute. Și atunci ne-am gândit, păi, dar ce ar fi dacă am face matematică și filme? Am obținut o finanțare, am făcut un canal de YouTube, prin care acum sunt peste 200 de filme făcute de elevi cu o anumită caracteristică, cu o lungime de 1-2 minute, prin care elevii expun problemele pe care de obicei le recomandăm noi. Succesul lor și feedback-ul din partea elevilor a fost atât de bun, încât acum, din când în când, eu le dau elevilor la temă să facă filme. Le zic problemele pe care trebuie să le rezolve, să se filmeze și o temă, din când în când, este să facă un filmuleț. Un elev mi-a spus că nu își putea închipui că poate învăța la matematică făcând filme. O elevă mi-a povestit că înaintea unei lucrări s-a uitat la toate filmele făcute de clasa ei și a luat 10. Deci, merge. Bun. Dar, așa cum am spus, problemele matematicii nu sunt specifice matematicii, sunt pentru toate disciplinele. Așa că
ne-am gândit, haide să creăm un spațiu în școala asta, un spațiu de cercetare, de descoperire, în care elevii să lucreze în echipă. Și așa că a venit o idee oarecum nebunească să facem un laborator de realitate virtuală care să fie folosit la toate materiile. Rezultatul este că am făcut proiectul, am obținut sponsorizări, iar acum avem un laborator VR funcțional în care prin configurația dispozitivelor, prin modul de concepere a laboratorului respectiv, el poate fi folosit la toate materiile. De exemplu, eu la mate, n-am decât să, când am o lecție mai complicată așa, mă duc în laboratorul VR și îi las pe elev să cerceteze o anumită problemă. Chiar dacă ăla aparent e timp pierdut, că n-am făcut ecuații, și ce dacă? Oricum se uită. Dar pentru mine e mai important el să vadă dincolo de ecuații. La finalul unei anumite ore, elevul mi-a spus, zice, în sfârșit văd și eu la ce folosesc sistemele astea de ecuații. Da, e o mare câștig. Mai mult, la chimie îmi povestea colega mea că poate să facă experimente virtuale pe care nu le poate face într-un laborator clasic. La biologie spui ochelarii și pur și simplu te plimbi prin celulă. Faci disecții virtuale. La engleză, mi-a povestit o elevă că ora a fost foarte intensă. Au lucrat pe grupe, au colaborat, fiecare grupă a lucrat în ritmul ei, unii mai repede, unii mai încet. Mi-a spus că pentru prima dată a fost o lecție de engleză în care nu s-a plictisit, ea fiind foarte bună. Bine, dar ne-am gândit că anumite componente din laboratorul VR se pot extinde și la școală în general. Și așa că am făcut un proiect, am obținut finanțare, sponsori, fără probleme, și toată școala e dotată cu videoproiectoare, cu rețele wireless, cu niște dispozitive foarte interesante, se numesc Chromecast-uri, sunt așa micuțe, cu ajutorul cărora tot ce ai tu pe telefon se poate oglindi pe ecran, pe tabletă, de pe laptop și așa mai departe. Astfel, eu mi-am schimbat fundamental modul de a face orele în general. Pentru că n-am decât, când am de predat ceva, iau tableta, le proiectez ce se ascunde în spatele lecției și le explic mai bine anumite fenomene la matematică. Astfel am obținut că elevii înțeleg mai bine, văd mai bine problemele, participă mai atent la oră, mai mult. Sunt niște lecții pe care de multe ori eu le scriu direct pe tabletă și le fac PDF și le trimit elevilor. Unii copii mă și întreabă dacă fac toată lecția o scriu pe tabletă, pentru că astfel ei vor fi atenți la ceea ce predau în loc să fie atenți la ceea ce scriu. Săptămâna trecută am văzut o problemă dată la admitere la Oxford. Am transpus-o în limbajul clasei a 10-a, le-am explicat ce se ascunde în spatele cerinței și au rezolvat-o fără probleme. Peste un sfert din elevi. Nici măcar nu erau olimpici la matematică. Ceea ce îmi spune mie asta este că, de fapt, ei trebuie să vadă dincolo de ceea ce predăm. Mai mult, știm că elevii vor merge la universități. Toate universitățile au platformă educațională. Ei vor lucra într-o altă lume față de când lucrăm noi. Și așa că am creat și o platformă educațională prin care să facem lecții interactive, prin care elevii să se poată autotesta, pentru e foarte important lucrul acesta, ca de fiecare dată să vadă la ce nivel se află. Și așa mai departe. Mai mult, această platformă e gândită ca să poată fi folosită și de către elevi din alte școli. Dacă vor să vadă o lecție interactivă, un test să se autotesteze, pot foarte ușor să facă acest lucru. Cred că școala este făcută pentru elevi. Ori, în acest sens, tot ce am construit noi a fost pentru ei. Trebuie să-i obișnim pe ele să lucreze în echipă, să dezbată, să cerceteze și să-ți construiască logic anumite argumente. Ori, tocmai de asta am făcut acest lucru. Mai mult, noi vrem să-i creăm pe ei oameni responsabili.
Elevii sunt în juriu la concursul de matematică. Elevii propun probleme la concursul de matematică de care v-am zis. Elevii au configurat toate dispozitivele din laboratorul VR. Elevii caută softuri educaționale pentru noi. Mai mult, de fiecare dată când vrem să facem un proiect, îi întrebăm pe ei, ce nevoie aveți? Ce credeți că ar trebui schimbat? Și niciodată n-au venit cu soluții care nu, să fie, care nu sunt viabile. Cred totodată că învățământul poate fi schimbat plecând de la ceea ce facem fiecare dintre noi. Și tot ceea ce am învățat din povestea aceasta este că fiecare putem să schimbăm lucrurile în bine, acolo unde, unde ne este locul. Iar dacă este și în învățământ, cu atât mai mult. Vă mulțumesc!